Deja îl avem în legătură telefonică directă cu noi pe domnul Dumitru Coarnă, care este acum deputat PSD. A participat poate dinăuntru la ce s-a întâmplat astăzi, a urmărit probabil, dar e Dumitru Coarnă și un om cunoscut ca unul dintre cei care au reprezentat interesele polițiștilor de-a lungul timpului ca sindicalist. Bun găsit, domnule Coarnă! Dacă ne auziți? Eu vă aud, mă auziți dumneavoastră pe mine? Sigur, e în regulă. În decembrie 2021 mi-a expirat mandatul de președinte. Am fost și afară, am discutat cu oamenii. Eu astăzi, în jurul orelor 10 și un sfert, am stat de vorbă circa 30 de minute cu oamenii în stradă afară. Nu am văzut în mod direct modalitatea în care au pătruns în curtea Parlamentului, eram în plen, dar vreau să afirm clar un lucru despre care se vorbește foarte puțin. Nu am avut ordinea de zi astăzi, că e vorba de PLX 545 cu certificat COVID. Nu am fost în ordinea de zi, deci practic până la urmă totul a fost un pic de diversiune, zic eu. Sigur că uitați-vă că se excluzi la pe altea, dacă guvernul sau pe sursă a apărut știrea că își angajează răspunderea. Era clar că pe ordinea de zi a Camerei Deputaților nu putea să fie acest PLX mai mult. Dacă priviți ordinea de zi, o să vedeți că e trecut, dar sub mențiunea depunerii raportului comisiilor de specialitate, lucru care nu s-a întâmplat. Eu fac parte din Comisia de Apărare. Una dintre comisiile de raport, acest PLX, nu a fost, doamne, deci practic nu aveam cum să votăm o lege care nu venea cu raport de admitere în plenul Camerei Deputaților. Acum, sigur că oamenii au avut și au în continuare mari probleme cu acest certificat verde. Știți poziția mea, eu sunt contra impunerii unui certificat de tip COVID. În opinia mea, afectează economic, afectează social, afectează învățământul, afectează din toate perspectivele, face mai mult rău decât bine acest certificat COVID. Practic, implementarea lui ar crea mai mult rău decât virusul în sine. De revenit totuși la ce s-a întâmplat acolo, ne spuneați și dumneavoastră că în jurul orei 10 era un protest practic și chiar așa a fost. Ce credeți că s-a întâmplat la un moment dat de a degenerat? Nu știu ce s-a întâmplat, v-am spus, eu am stat de vorbă circa 20 de minute în stradă cu oamenii, le-am explicat, oamenii au fost extrem de civilizați, extrem de cuvincioși, am purtat discuții aplicate, toată lumea era împotriva votării unei legi care să instituie aceste restricții. Eu am spus că sunt pentru opțiune, libertatea de a alege, de a opta, vrei să te vaccinezi foarte bine, nu vrei la fel de bine, și sunt pentru unitatea legislativă, nu sunt pentru segregare. Că uitați-vă, societatea noastră este extrem de acutizată acum, aceste conflicte practic împarte societatea în două și se nasc violențe. Dar, domnule Coarnă, v-aș mai întreba un lucru. Vi s-a părut că e un protest organizat? Pentru că și aici sunt foarte multe discuții. Se știa de el, l-au promovat intens colegii dumneavoastră din Parlament de la AUR. Dar în același timp, astăzi, nimeni nu-și mai asumă răspunderea pentru ce s-a întâmplat acolo. Eu cred că, da, se știa, am văzut în comunicare publică extrem de intens mediatizat această dată de 21 decembrie. Acum, sigur că cei de la AUR, una peste alta, au ieșit, au stat de vorbă cu oamenii, cred că în indirect și l-au asumat. Domnul Simion a fost acolo, domnul Târziu și cei care au mai participat în mod direct. Am fost și eu, v-am spus, în fața Senatului, că pe la Senat am putut intra astăzi, că era tot un conjurat, am lăsat mașina undeva la Academia Română și am intrat pe la Senat, acolo am stat de vorbă cu oamenii. Credeți că undeva pe tot parcursul desfășurării acestui protest acolo la Parlament a existat cumva un fel de, nu știu, pact între jandarmerie și protestatari? Nu cred așa ceva. Că voi intrați și noi ne facem că nu intervenim. Pentru că au fost astfel de supoziții. Nu cred așa ceva, pentru că știu foarte bine, pe mine personal m-au legitimat oamenii, adică nu m-au lăsat, inclusiv pe mine, deși mă cunoșteau, m-au legitimat, am arătat legitimație de parlamentar, deci nu cred așa ceva. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, să fie efectuate verificări, să constatăm. Dar știți ce mă bucură? Faptul că domnul Bode a dezmințit informația acum că cele două mașini ale ambasadelor din SUA și Japonia au fost vandalizate, că presa a tot spus lucrul ăsta și eu am spus, aveți un pic de răbdare să vedem verificările. Cineva mă contra... Zicea domnul Demețu, cum, domnule, stați un pic să vedem verificările dacă cele două mașini au fost vandalizate. Eu spun că am o rezervă, să vedem rezultatul anchetei. Mașinile au fost vandalizate pentru că le-am văzut. Da, atenție mare, n-am spus că nu. Dar nu alea, de la ora 11 în continuu pe mat media, vorbim de două mașini identificate, ambasada SUA și Japonia vandalizat. Asta a dat toată presa. Sigur, o fi alte mașini, nu știu.
Dar presa așa a mers în mod aplicat pe cele două mașini ale celor două ambasade din România. Bun, atunci sper că se va face lumină și că Doamne urma anchetei se va trebuie. Spune că nu e atât de complicat să fie bun de registrat o mașină. Această activitate a fost pe timp de zi. Acele incidente au fost pe timp de zi. Sunt camere, s-au filmat. Au fost persoane victimate. Eu sunt convins că în 72 de ore vor fi identificate persoanele care au produs. Așa, și încă un lucru, domnule Coarnă, foarte pe scurt. Spunea ministrul internelor ceva mai devreme că ar fi fost o parte din protestatari aduși cu mașinile. Cunoașteți ceva pe tema asta? V-au spus nu, cei nu, cu care nu știu, am auzit și eu discuțiile astea, am auzit discuțiile, nu știu, nu am informații, v-am explicat, eu am stat în stradă cu oamenii de vorbă, nu am văzut pe nimeni, intru decât, dar n-am intrat niciun cu mașina. Eu am văzut la mașina la Academia Română, n-am putut să mai intru cu mașina. Nu știu cum putea cineva să introducă manifestanți cu mașina, pentru că eu am intrat pietonal. Deci s-a făcut accesul pietonal după ora, deci n-a intrat nimeni cu mașina. Poate deci mai devreme. Nu, păi, da, vă, mergeți cu eu, sunt în Parlament, la Comisia de Apărare, mergeți cu mine la Academia Română să vedeți mașina mea. Am vorbit cu pasnicul de acolo, l-am rugat, mi-a ridicat bariera, am parcat mașina la Academia Română și am intrat pietonal în Parlament. Deci n-am intrat nimeni cu mașina. A exclus această variantă. Am înțeles. Bun, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule Coarnă. Vedem ce se întâmplă și la guvern, pentru că numai cu puțin timp au început intervenția, domnule Coarnă.